Dragi români, am luptat pentru dreptate, pentru protejarea banilor publici, împotriva corupției și fraudei. Am arătat că nimic și nimeni nu mă pot cumpăra și nici intimida. PSD și Victor Ponta întruchipează răul în politică. Cu ei mă lupt. Nu vrem o țară condusă de Ponta și PSD, care apără corupții și hoții, care distrug sectorul privat și vă lasă fără locuri de muncă. România în care eu cred este țara celor cinstiți, a celor care muncesc, este țara competiției corecte în economie și în care legea este egală pentru toți.